O lume dezorientată, fără certitudini, cu prea puțină lumină în priviri. Asta trăim dacă ne lăsăm duși de val. Există însă oameni care știu și pot să se împotrivească valului, să rupă ritmul, să ne trezească, molipsindu-ne cu ideile lor proaspete, îndrăznețe, uneori obraznice. Oameni care schimbă totul. Pentru ei, nu există, nu se poate. Să-i aflăm, să învățăm împreună să trăim frumos și cu sens. Când depinde de noi, eu știu. Nu există, nu se poate. Bun găsit, dragii mei! V-am promis astăzi o întâlnire cu un om ce are o poveste rară. Nu e deloc simplu să găsești un al doilea ca el. Atâtea i-au fost hărăzite și bune, dar și foarte grele, încât viața lui ar fi dificil de descris într-un singur cuvânt. De aceea am ales să vă las să-l descoperiți și să judecați voi înșivă în care crâmpeie din destinul lui vă regăsiți și pe voi, în care vă e atât de greu să vă așezați în pielea lui, încât vă va fi peste putere să înțelegeți cum ați putea duce pe umeri o experiență ca a lui. Și în final, câți dintre voi ar putea întoarce întunericul din suflet în strălucire, pur și simplu, în generozitate și puterea fără capăt de a dărui, așa cum o face el. Stelian este un om pildă, un tânăr pe care nu poți decât să-l iubești, care ți arată cu modestie, cu atitudinea lui față de viață și cu demnitate, că viața e făcută să fie mereu înzestrată și că nu există, nu se poate. Când te uiți în oglindă, amintește-ți povestea lui și prețuiește ceea ce ai. Sunt Stelian Juganu, am 38 de ani, de mai bine de 25 de ani locuiesc în Cluj. Ca și persoană, mă consider o persoană de acțiune. Voluntariatul fiind parte din viața mea, povestea mea de viață a început în urmă cu 38 de ani, astăzi împlinind această vârstă, născându-mă în București. La vârsta de 2 luni și jumătate am fost abandonat în spital din cauza dizabilității cu care m-am născut de către părinți. Viața mea s-a dezvoltat 17 ani în 4 case de copii din țară, printre care în județul Cluj. Părinții mi-am cunoscut la vârsta de 13 ani. A fost o perioadă destul de tumultoasă pentru mine. În casă de copii fiind foarte iubit, în familie acest lucru nu l-am simțit. Mi-am dorit foarte mult să dau un sens vieții mele, motiv pentru care mi-am dorit foarte mult să plec din casa de copii, pentru a mă realiza. Viața în casele de copii a fost pentru mine, cel puțin, o perioadă foarte bună, fiind iubit și acceptat de toată lumea, răsfățat, protejat, lucru pe care, din păcate, în familia mea acest lucru nu l-am simțit. Nu am înțeles niciodată motivul pentru care am fost abandonat și nici nu voi încerca să înțeleg. Eu acceptând situația și luptând cu îndârjare pentru visurile mele și pentru viața mea, să dau un sens vieții mele. Viața în centrele de plasament poate fi bună, poate fi rea, depinde acum poate și de, nu știu, de persoanele pe care le întâlnești în această perioadă. Însă, așa cum am spus, eu am avut un noroc foarte mare și o mare binecuvântare că am fost acceptat, deși aveam o dizabilitate locomotorie. Am o malformație congenitală, adică o scurtime destul de mare la picior, însă proteza pe care o am și o folosesc mi este foarte, foarte utilă. Fără ea nu aș putea să merg. Proteza o am de la vârsta de vreo 6 ani de zile, cred, nu țin minte, însă ceea ce știu este că odată la 4 ani de zile ea trebuie reînnoită datorită greutății mele care se poate modifica și atunci trebuie adaptată constituție pe care o am la momentul respectiv pentru a mă ajuta la o mobilitate cât se poate de bună. În 2005 mi-am dorit foarte mult să mă înscriu la facultate.
motiv pentru care am ales Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, considerând că este foarte potrivită, având în vedere mediul în care eu am crescut. Iar în această perioadă am cunoscut ideea de voluntariat, ideea de empatie, ideea de dăruire, lucru ce m-a dezvoltat foarte, foarte mult și mă uit cu foarte mare mândrie în urmă la acești ani minunați în care simt că am evoluat foarte mult. Lucrurile pe care le-am învățat în timpul facultății au fost ideea de a empatiza foarte mult cu nevoile persoanelor vulnerabile, inclusiv cu persoane cu nevoi speciale, cu dizabilități de toate categoriile, persoane provenite din medii defavorizate, implementând proiecte caritabile, dar și activități de socializare și integrare socială pentru copii. Am coordonat echipe de voluntari, lucru ce m-a ajutat foarte mult să empatizez inclusiv cu nevoile voluntarilor, pentru că consider că voluntarii sunt o resursă extrem de importantă la implementarea oricărui proiect și indiferent de domeniul de activitate. Sunt autor a două publicații. În timpul facultății am construit Ghidul Tânărului Voluntar, ce a apărut în 2012, iar în același an am avut marea bucurie și plăcere de a lansa cartea autobiografică Vise Împlinite, o publicație în care povestesc despre viața mea, despre reușitele mele și totodată o publicație pe care mi-am dorit-o ca un mijloc prin care eu să-mi arăt recunoștința față de toate persoanele ce au investit în viața mea, în visurile mele, prețuind efortul lor și credința pe care i-au avut-o în mine. În momentul de față lucrez la o firmă din Cluj-Napoca, unde sunt funcționar administrativ, iar în paralel fac în continuare voluntariat, considerând că voluntariatul este important. Îmi place foarte mult să ascult muzică, îmi place foarte mult să gătesc, chiar am urmat și un curs de hobby de bucătar. Îmi place foarte mult să mă implic în sprijinirea persoanelor ce au nevoie de ajutor și încerc tot timpul să găsesc soluții pentru a le oferi și acestora șansa pe care alții mi-au dat-o mie în anii ce au trecut. Azi, chiar de ziua mea, mi-am propus să îmi fac ca și cadou înfăptuirea unui vis, adică acela de a oferi o șansă reală unei fetițe de 5 ani ce provine dintr-un mediu defavorizat, ajutându-o pe aceasta să aibă acces la servicii medicale de înaltă calitate, având nevoie de o intervenție chirurgicală pentru ca aceasta să aibă parte de o viață normală. Problema pe care ea o are este la nivelul mâinii, unde în urmă cu 2 ani de zile fetița a căzut din căruță. În acel moment căruța a trecut peste mânuța ei și peste burtică, lăsând o rană ce nu s-a vindecat bine. Situația financiară și mediul din care fetița, din păcate, provine nu i-a oferit posibilitatea de a avea acces la serviciile medicale, motiv pentru care, alături de o mână de voluntari, ne-am propus cu toată tăria să îi ajutăm nu doar la cumpărarea unei case, ci și la accesul la un astfel de serviciu, ce credem din toate numai că îi va schimba viața. Iar în paralel lucrăm cu foarte, foarte mult entuziasm la înființarea unei asociații, ce își va propune să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile, persoane ce vor avea nevoie de ajutorul nostru și noi suntem pregătiți să le fim alături. Gândiți-vă ce bine ar fi ca lumea în care noi am trăit să fie o lume mai bună, cu probleme mai puține, în care fiecare din noi să ne aducem aportul la îmbunătățirea vieții persoanelor sărace, persoanelor cu probleme dependente de alcool sau de orice altă natură. Uitându-mă în spate, realizez cât de binecuvântat am fost pentru faptul că nu am trăit astfel de momente în care să am nevoi și să nu-mi fie acoperite. M-aș bucura din toată inima ca voi să credeți că dacă vă veți dori să schimbați lumea în care trăiți, eu cred din toată lumea că nu există, nu se poate.
Mulțumesc tare mult pentru această deschidere de a ne povesti, Stelian, și bun venit la Nu există, nu se poate. Mulțumesc mult de tot pentru invitație. Tu ești protagonistul acestei întâlniri. Totuși, am rămas cu gândul la privirea acestui copil. Am fost un martor nevăzut în spatele camerei. V-am însoțit acolo, la clinică, la întâlnirea cu medicii ce își doreau să o ajute pe această micuță la inițiativa ta și a colegilor tăi voluntari. Ați venit de la Cluj, cale lungă, cu tatăl fetiței și cu această micuță, pentru a-i da o șansă, o altă șansă. Vedem acum în ecran imagini cu această familie. Sunt 4 copilași. Între ce vârste? Între 1 și 5 anișori. Și părinții sunt foarte tineri. Da, mama are 23 de ani, iar tatăl 26 de ani. Nici nu putem spune că e o casă cea în care locuiesc. Au chiar și fisuri în pereți, le plouă în casă. Aceasta a fost motivul. E de fapt o încăpere. Exact, da. Foarte mică. Da, acolo mănâncă, acolo se spală, acolo dorm, acolo își fac toate activitățile. N-au nici măcar un serviciu stabil, din câte înțeleg. Și voi căutați să vă implicați inclusiv în găsirea unui serviciu pentru... Unei surse de venit, pentru ca ei să-și poată îngriji familia, să le poată oferi o viață mai bună. Satul în care ei locuiesc este doar de 2 km, nu au magazin, nu au spital, ei nici nu au apă curentă, apa și-o aduc de la vreo 3-4 km distanță, iar curentul cu căruța. Este... Exact, iar curentul este racordat de la ceva vecin. Deci situația lor este una destul de... precară. Cum au trecut peste iernile ce Nici nu vreau să-mi imaginez, sincer spun, nu știu. Nu știu, tocmai de aceea noi, eu când am văzut în luna decembrie situația lor, am spus că trebuie făcut ceva, pentru că nu există, nu se poate, să nu pot să ajut o asemenea familie, indiferent de statutul lor, de culoarea pielii. Copiii cred din toată inima că nu merită și nu trebuie să simtă poverile părinților, exact. Iar o mână de voluntari sunt hotărât să le fie alături pe mai departe, nu doar la achiziționarea casei, ci și la găsirea unui loc de muncă, la înscrierea copilor la școală. Ne dorim cu toții lucrul ăsta și mă bucură foarte mult, mama își dorește foarte mult ca copiii ei să aibă acces inclusiv la educație. Ceea ce e mare lucru, pentru că până la urmă aceasta este șansa lor pe viitor, singura lor șansă. Asta a fost și la mine, chiar dacă pare ciudat, unul din visurile mele pe care le-am și menționat în autobiografia mea a fost să fac liceul. Am considerat că doar așa pot să fac ceva în viață. Am avut binecuvântarea să am sponsori din 3 țări, care pe urmă m-au ajutat să urmez cursurile universitare. Iar datorită lor sunt astăzi ceea ce sunt, motiv pentru care cred din toată inima că ar fi păcat ca eu să nu mă implic într-o asemenea problemă când eu, la rândul meu, am fost susținut. Cum poate un copil care a crescut în orfelinate să aibă pentru studiile sale universitare sponsori din 3 țări? Erau ONG-uri, de asemenea, oameni care se ocupau de întrajutorare? Mai veneau în vizită la noi, la ultimul centru de plasament unde am fost. Mai veneau, am păstrat oarecum relația. Au văzut în mine determinarea foarte puternică de a face ceva cu viața mea. Și ei s-au hotărât să-mi fie alături. Motiv pentru care le mulțumesc din toată inima, inclusiv în autobiografie. Că tot vorbești de autobiografie, o avem aici într-o mărime impresionantă în studioul nostru, grație prietenilor de la firma Verla din Cluj, domnului Viorel Verzea, mulțumim tare mult. Am vrut, știu eu, ca oamenii ce ne urmăresc acum de acasă, să fie cât mai aproape de această carte, pentru că e o bijuterie, mărturisesc asta cu mâna pe inimă, am citit-o în câteva ore, fără răsuflare. Odată ce pui mâna pe ea, nu poți să o lași din mână. E atâta autenticitate, cinste, deschidere, omenie, bucurie și durere deopotrivă. Așa este viața până la urmă. Așa este viața, da. Bune și cu rele. Important este ce facem noi cu ceea ce avem. O am și eu, iată, proaspăt citită, autobiografia ta și... Cu permisiunea ta, o să vreau să-ți adresez câteva întrebări. Sunt pasaje care m-au urmărit după ce am citit cartea.
atât de impresionant a fost totul încât zile în șir m-am gândit după aceea cum e posibil ca un copil să trăiască ceea ce ai trăit tu și să rămână cu spinarea dreaptă, cu fruntea sus. Povestea ta cumva a început nedrept încă de la naștere. Da. Și o să te rog să povestești tu. Eu am în față. Ce s-a întâmplat? Încă de când erai în burtica mamei, de fapt? S-a început o procedură de avort care, din păcate, sau din fericire... Nu s-a început, da? Mama a decis lucrul acesta, da, fără știrea și voia tatei, da? Da? Mama a început o procedură de avort, nu știu, nu am întrebat niciodată și... Nu erai primul copil? Eram ultimul, cel de-al patrulea. Cel de-al patrulea, da, deci mai avea trei copii, da? Da. De ce, necunoscându-te încă, nu și-a dorit să vii pe lume în familia lor? Care era starea familiei? Era supărată? Avea vreun necaz de nu-și mai dorea un copil? Din păcate, nu știu informațiile acestea. Știu doar că nu provin dintr-o familie săracă, provin dintr-o familie de muncitori. De aici, din clasă București? Medie, exact. Da? Nu știu exact ce a determinat-o să înceapă acest avort și nu l-a mai terminat. Nu am întrebat. Deci a încercat. Da, a mers a încercat, la cine? La vreo bătrână din sat. Exact, da? Exact. Și lucrurile n-au fost duse până la capăt, exact. Și bănuiesc că asta și a afectat sănătatea ta. Exact. Practic, te-ai născut cu această malformație congenitală din pricina gestului mamei. Exact, da. Ziua în care ai venit pe lume, ce s-a întâmplat? 2 aprilie 1983. Știu doar că după 2 luni și jumătate de la naștere m-am îmbolnăvit. S-a internat cu mine în spital. Acolo nu știu cum a reușit, a rezolvat actele de abandon și am fost lăsat acolo în grija statului. Viața mea s-a derulat în 4 case de copii, așa cum am spus și în materialul... Eu însă n-aș vrea să părăsesc atât de lesne momentul acela, pentru că încerc să-mi dau seama câtă răceală, câtă luciditate în a face un asemenea gest poate avea generic o mamă. Până la urmă, e o mamă. Sunt mamă la rândul meu și n-am cum să nu-mi pun o astfel de întrebare. Ce ai aflat peste timp? Tatăl tău a fost de acord? Nu știu, bunicii? Nimeni nu a reacționat atunci când mama s-a întors acasă abandonându-și copilul în spital? Bunicii le-au tot spus părinților mei să mă aducă acasă, să mă caute, iar dacă ei nu mă vor, el mă crește. Iar din ceea ce știu, mama era foarte tot timpul agitată și amenința mereu că dacă îi se mai spune lucrul ăsta, ea nu mai trece pe la bunicul meu. Deci pentru ea abandonul nu cred că a fost un regret. Cel puțin așa îl văd eu acum. Nici acum, după 38 de ani, ea nu are remușcări. Și tata? La fel. Am încercat în urmă cu 2 ani de zile să iau legătura cu el. L-am întrebat dacă ar fi deschis să ne întâlnim, dacă este să vin la București. Răspunsul lui a fost unul foarte simplu. Trebuie să mai discutăm pe subiectul ăsta. Totuși, undeva când aveai 13 ani, scrie în carte, te-ai întors acasă, de la trimis de orfelinat. Ce s-a întâmplat? De ce te-ai întors? Ce circumstanțe au făcut să... Statul implementase un fel de proiect, dacă îl pot numi așa, prin care își dorea să integreze în familie copiii ce se aflau în centre de plasament în acea perioadă. M-au dus la familia mea. Cu speranța onestă că asta că va fi o treabă primi, bună. Exact, da? Că vor regreta oarecum incidentul abandonului. Și vor putea recrea legătura pierdută. Exact, exact. Din ceea ce știu de la doamna care m-a adus, mi-a spus că acceptarea mea, cel puțin din partea mamei, a fost una foarte greu. A convins-o foarte mult pentru a mă lăsa acolo. Și totuși tata a avut o altă reacție. Da. Cum îți explici lacrimile lui când te-a primit în casă, ți-a arătat fiecare colțișor? Eu cred că poate se și simte cumva vinovat pentru perioada asta de 13 ani care a fost ruptă între noi. El chiar m-a și ajutat vorbind cu o vecină să îmi predea matematică pentru că aveam carențe la această parte. Deci a vrut să te ajute. A vrut să mă ajute, cumva da. Să
să-și se șteargă din sentimentul de a exact, fi vinovăție. Exact, și da. Am prețuit lucrul acesta, dar este dureros faptul că acum, după 20 și ceva de ani de la vârsta la care i-am cunoscut pentru prima dată, niciunul din ei nu-și dorește o relație cu mine. Probabil că au îngropat undeva adânc acea vinovăție, acea durere, probabil că judecata celor din jur față de gestul lor, și au decis pur și simplu să închidă ochii. Ca și cum n-ar fi existat. Eu oricum nu-i condamn, nu vreau să-mi trăiesc viața gândindu-mă de ce m-au lăsat, de ce s-a început avortul, de ce nu s-a mai terminat. Eu sunt liniștit, sunt împăcat cu mine însumi, sunt bucuros de ceea ce am realizat până acum. Poate că nu sunt multe lucruri, dar sunt foarte mândru de ele. Judecând după atâția oameni pe care i-ai ajutat, aș spune că sunt multe vieți asupra cărora ți-ai pus amprenta, pur și simplu din omenie, din generozitate, așa cum am ajuns să te cunosc deja. Am făcut lucrul ăsta, scuză-mă că te întrerup, pentru că am simțit-o cumva o datorie morală față de Dumnezeu pentru toată grija pe care mi-a purtat-o în toți acești ani și pentru că mi-am dorit din toată inima, chiar dacă ei nu m-au dorit, eu vreau să-mi trăiesc viața cu demnitate, cu frumusețe și vreau din toată inima să mă implic ori de câte ori voi putea în sprijinirea altor persoane care au nevoie de ajutor. Cu siguranță există nu un singur caz, ci multe. Din păcate, în țară. Da. Copii părăsiți pentru că nu se nasc perfecți. Pentru că deși poți fi perfect și dacă ai o problemă de sănătate, perfect nu înseamnă să fii ireproșabil din toate punctele de vedere, pentru că poți face lumea mai bună prin felul tău de a fi. Așa. Ceea ce tu, iată, faci. De altfel, mai ai 3 frați și care inițial te-au primit cu brațele deschise, da. Dar vezi cât de mult contează până la urmă influența din familie. Dacă mama a spus nu, cumva toată bunăvoința lor s-a întors mai târziu împotriva ta. După aceea, precum spuneai, ai cunoscut bunăvoința unor oameni ce nu ți erau părinți în cele 4 orfelinate în care ți-ai trăit 17 ani de viață. Din acești 17 ani de viață, doar 8 luni, exact. Spuneai în cartea ta, au fost petrecuți în preajma părinților tăi, în preajma familiei. Cum e viața la orfelinat? Cum era pe atunci? Pentru mine, deși pare ciudat, a fost foarte bună. Am fost iubit. A fost varianta bună a vieții, da, tale, nu? Da, deși pare ciudat, poate pentru unii, am fost foarte iubit, dus acasă în familiile persoanelor care lucrau în acele centre, răsfățat, alintat. Nu pot să am cuvinte negative la adresa acestor centre. Și totuși, dăm voie să citesc ceva din cartea ta. Spuneai așa, și am citit în mai multe locuri din carte cuvintele astea. M-am simțit iar abandonat. La fiecare mutare dintr-un centru în altul, simțeai din nou această senzație cumplită a abandonului care devenise o repetiție în viața ta. O tradiție, dacă... Nefastă. Da. Ce simte un copil așa, care e dat de la unul la altul? Și cum ar putea el, căci poate ne urmăresc acum chiar astfel de tineri, ce simt acest abandon mereu în viața lor, într-un fel sau altul, poate fi un alt tip de abandon, da? Cum i-ai sfătui să reușească să treacă peste? Uite, înainte să-mi răspunzi, eu o să-ți mai citesc un fragment. Spuneai, când plângeam, erau momente în care ajungeam să mă dau cu capul de ciment sau de calorifer, cu scopul de a atrage atenția cuiva cu privire la nevoia pe care părinții mei nu mi-au acoperit-o niciodată. Nevoia de a fi iubit, mângâiat, instituția închisă nu va putea acoperi niciodată aceste nevoi. Dragostea de mamă și de tată nu va putea fi înlocuită de nimeni. Nu cred că voi putea să explic vreodată cum am reușit să trec peste astfel de dureri. Sunt lucruri care nu pot fi exprimate în cuvinte. Și totuși, dacă ar fi să dai de la suflet la suflet
un sfat unui tânăr de azi, unui copil, care are acest sentiment că e al nimănui. De chiar dacă poate e într-o... Da, de nesiguranță. Chiar dacă poate e într-o familie. Să lupte cu toată inima, cu toată convingerea, să-și pună încrederea în Dumnezeu, pentru că fără Dumnezeu suntem pierduți, din punctul meu de vedere. Și... Deci ai nevoie de un punct de sprijin, da, undeva, absolut, acolo sus. Absolut. De o mână pe umărul tău pe care s-o simți mereu. Dumnezeu dă putere în toate. Cred din toată inima, am experimentat acest lucru și cred că dacă El nu era, nu știu, chiar nu știu unde eram astăzi. Acolo, în orfelinat, te-a învățat cineva să te rogi? Da, ne învăța și chiar era un obicei, dacă pot să-i spun așa, înainte de a mânca dimineața, la prânz și seara. Era un pedagog care ținea foarte mult la acest lucru, ceea ce era util pentru că ne învăța cumva să prețuim mâncarea pe care o avem, faptul că avem o casă, faptul că avem căldură, așa cum era în acea perioadă. Și am avut condiții mult mai bune decât le are, din păcate, familia pentru care ne vom strădui cât se poate de mult să le oferim o viață cu puține griji. Familie care e la câțiva kilometri, 60 kilometri de Cluj, distanță, da. Ceea ce înseamnă că facem apel acum la toți cei din zonă, dar ajutorul poate veni și de mult mai departe, de oriunde din țară. Dacă, de exemplu, o firmă de construcții poate oferi mână de lucru ca să ajute la construcția unei case, cineva poate oferi un teren, altcineva materiale de construcții, orice ajutor este binevenit. Apoi, nu știu, electrocasnice, toate cele, hăinuțe, toate cele necesare într-o astfel de casă, a pune doi părinți tineri, dar fără nicio putere în acest moment. Da. Și patru copii între 1 și 5 ani pe făgașul normal este un act de credință, aș spune. Este o investiție, pentru viață și o binecuvântare. Pe Stelian Juganu îl găsiți ușor și pe Facebook și pe Instagram. Căutați doar după numele lui sau după numele cărților lui, Autobiografia Vise Împlinite sau Ghidul Voluntarului, și îl veți găsi foarte ușor. Este un om foarte, foarte activ. Că povesteam de Ghidul Voluntarului, o să te rog pe tine să faci o pledoarie pentru voluntariat. De ce și-ar dori cineva care n-a făcut niciodată până azi un gest de bine sau voluntariat, cum îl numești, să înceapă de mâine lucrul acesta? Pentru mine, voluntariatul înseamnă o investiție în mine, înseamnă o investiție în comunitate, înseamnă oferirea unei șanse pentru o persoană vulnerabilă, săracă, fără educație chiar. Voluntariatul mie mi-a schimbat foarte mult viața, mi-a redat încrederea în mine, mi-am cunoscut abilitățile, m-am dezvoltat cunoscând cum se implementează proiecte caritabile, umanitare. Am cunoscut oameni minunați de-a lungul timpului. Voluntariatul, cred din toată inima, că schimbă vieți în bine și este o investiție reciprocă atât pentru tine cât și pentru comunitate. Vă îndemn cu toată inima să voluntariați, vă îndemn din toată inima să investiți în voi și să vă bucurați de rezultatele pe care le veți vedea foarte repede, am convingerea asta. Eu cred că oamenii care au o deschidere spre a face bine și celor din jur au captat imediat mesajul tău. Dar cred în același timp că oamenii care n-au făcut vreodată un astfel de gest, poate că nu i-a învățat nimeni că se poate, poate că în viața lor n-a existat un exemplu pe care să-l urmeze, încă nu sunt convinși. O să te rog să povestești, nu știu, unul dintre cazurile care ți-au rămas în suflet, extrem de impresionante, la care ai pus umărul și felul în care, așa cum spui, investiția ta de timp, de efort, de imaginație ca să faci acel bine, a fost și o investiție în tine. Pentru că pare doar așa, o frază. Ce înseamnă că investești în tine odată ce îi ajuți pe ceilalți? Te dezvolți ca individ. Cum te dezvolți? Că unii pot spune, păi, n-am eu timp destul pentru mine. De ce aș face ceva pentru altul?
Eu sunt acum avocatul diavolului. Și o să te rog, și o să te rog să mă contrazici. De exemplu, pentru soluționarea cazului medical pentru care am venit în urmă cu câteva săptămâni la București, am contactat Asociația Zeta, o asociație minunată, ce a răspuns foarte prompt rugăminții de a ne fi alături. Pentru cei de acasă care nu știu, acolo s-au adunat medici de diferite specialități care pur și simplu operează gratuit. Fac lucrul acesta pro bono, oferă timpul lor în afara și în interiorul sălii de operație și fac bine fără a aștepta nimic în schimb. Și e mare lucru că i-ai contactat și că, iată, forțele binelui și-au dat mâna. Exact. Da? Au răspuns foarte prompt, așa cum spuneam. Cazul a fost preluat de către domnul doctor Amit Bidasi și doamna doctor Raluca Berheci, care s-a ocupat de fetiță. Apropo, în culisele acestei filmări, ați văzut imagini la început cu fetița, chiar în timpul consultației. În momentul în care era întrebată dacă o doare, ce simte, fetița aceea cu ochii mari și atât de frumoși și atât de expresivi, mi-au dat lacrimile doar când o priveam, nu putea să rupă o vorbă. Pur și simplu era atât de închisă în durerea ei și în sufletelul ei mic, dar chinuit de această experiență dureroasă, încât nu putea să vorbească. A fost un moment impresionant pentru noi toți cei ce ne aflam acolo, în spatele camerei sau în fața ei. Nici nu conta. Camera era doar un martor neimportant în toată această poveste. Faptul că acești medici minunați și Asociația Zeta au răspuns fără să stea pe gânduri la solicitarea noastră, faptul că această fetiță cred din toată lumea că va avea o copilărie frumoasă, datorită intervenției, exact, de care va avea parte. Nici nu trebuie să primești, nu știu, aplauze sau... E suficient să schimbi un destin și cred din toată lumea că ești mai bogat. Știi cum se spune în viață? Să construiești o casă, să sădești un pom, să salvezi o viață? Da. Deja e mult mai mult. Pentru mine este o mare binecuvântare lucrul ăsta. Și voi continua să fac lucrul ăsta ori de câte ori voi avea ocazia, pentru că poate acesta este motivul pentru care exist, să produc schimbare la nivel micro. Dar în jurul meu. Ghidul voluntarului, ce ai scris? Am oferit... Când deschide această carte, ce poate vedea un om care n-a făcut până acum voluntariat? Ce poate învăța de acolo? Sunt și informații ajutătoare, cum ar fi drepturile voluntarului, obligațiile lui, în ce domenii de activități se pot implica. Deci a fi voluntar nu înseamnă doar că faci când vrei și ce vrei, înseamnă că ai și o responsabilitate. Eu așa am gândit ghidul tânărului voluntar. Mi-am dorit foarte mult ca voluntarul să fie profesionist, deși este o activitate benevolă, te duci când vrei, teoretic, dar trebuie să-ți asumi și responsabilitatea, de exemplu, de a anunța că nu poți veni. Că nu este o dramă că nu poți veni. Pentru că încurci pe alții care ar putea să facă bine avându-te în echipă. Exact, exact. Și pe această linie am mers eu când am construit ghidul tânărului voluntar, ce apropo mi-a fost inspirat de blogul tău. Pentru că lumea tot întreba acolo. Sunt onorată. Și eu. Așa. Lumea tot punea întrebări. Unde să voluntarieze? Ce implică voluntariatul? Și așa a fost gândit ghidul tânărului voluntar. Mă bucur. Mulțumesc. Tare mult. Dacă puțin am contribuit la rădăcina acestei idei. Uite, e o surpriză pentru mine. Mă emoționează că îmi spui asta. Cineva, de ce n-ai fi tu, ar trebui să se gândească pe viitor, să fie o forță care asta face, are această misiune de a vedea oamenii ce-și doresc pe baza informațiilor legate de ei, de a le explora universul interior și tot ceea ce pot face ei, abilitățile lor, și de a reuși să-i direcționeze, uite, tu acolo ai fi bun, alătură-te acestei cauze sau acestei cauze, câteva opțiuni pentru oamenii care au anumite talente, anumite abilități, au o voință extraordinară, o determinare în a face bine, dar nu știu pur și simplu cum să o facă.
Așa cum spuneai în finalul filmului, cât de minunat ar putea fi și cât de mult mai bună ar putea deveni viața noastră a tuturor dacă fiecare om ar ajuta, măcar o dată în viață, nu de mai multe ori, un alt om, dând cumva ștafeta binelui mai departe, din mână în mână. Dacă un om azi îl ajută pe altul și cel ajutat la rândul lui continuă lanțul acesta benefic, dă mai departe și așa mai departe, o zi și o faptă bună pentru fiecare, dacă ar exista. Nici nu pot să-mi închipui, deja sufletul îmi zâmbește, nici nu pot să-mi închipui cât de bună ar putea deveni lumea noastră. Doar cu atât. Trebuie ieși doar din zona de confort, că practica asta înseamnă voluntariat, să ieși din zona de confort și să treci la acțiune. Nu înseamnă uneori un efort extraordinar. Dă-mi exemplul acestei fetițe pe care ai hotărât să o ajuți, da? De pildă, operația ei, care era pur și simplu o imposibilitate, o misiune imposibilă pentru părinții ei săraci și lipsiți de informație, unde să caute ei, nici măcar pe internet n-au cum să o facă, da? În locuința lor sărăcăcioasă nu există acces la așa ceva. Și atunci, și probabil că nici cunoștințe nu au. Ceea ce ai făcut a fost să dai un telefon. Să dai pur și simplu un telefon, să povestești probabil cu tot sufletul și să pui... Să prezint cauza. Nu? Să pui inimă în a da povestea mai departe celor care, iată, pentru că la rândul lor au suflet mare și au decis să muncească benevol pentru cei fără, lipsiți de posibilități, îi vor schimba viața acestei fetițe printr-o operație atât de necesară ei la această vârstă. Vorbeam cu unul dintre cei doi medici acolo, la fața locului, și povestea cât de necesară ar fi această intervenție acum. Fetița va crește, mânuța ei și cealaltă rană de pe corp țin pe loc creșterea corpului și dacă ar mai exista prea mult timp de aici înainte, fără ca intervenția să fie făcută, ar putea rămâne cu o mânuță mai scurtă față de cealaltă. Sună foarte dur, dar este și foarte real, da? Tocmai pentru că acea rană n-a fost cicatrizată și, da, și nu va lăsa corpul să crească în mod firesc. Deci, iată, printr-un telefon și printr-o pledoarie pentru bine, printr-o poveste bine spusă și din suflet, ajungi la alt om care poate completa acest cerc al binelui. Și e minunat să fie așa. Eu vă amintesc vouă, telespectatorilor noștri, că fidelitatea vă este răsplătită dacă sunteți alături de noi. Concursul nostru are un câștigător pe săptămână. Tot ce trebuie să faceți este să urmăriți cu atenție fiecare emisiune și să răspundeți întrebării mele din finalul ei pe mailul nostru nuexistanusepoate@tvr.ro. Întrebarea e referitoare tocmai la un amănunt din interiorul emisiunii, iar noi desemnăm câștigătorul săptămânii de fiecare dată lunea următoare, când pe pagina noastră de Facebook, Nu există, nu se poate cu Andreea Marin, aflați dacă nu cumva sunteți chiar dumneavoastră norocosul care se va trezi cu premiul acasă. Iată întrebarea de azi. Cum se numește cartea lui Stelian Juganu? Alegeți una dintre ele, căci este autorul a două volume, despre care a povestit astăzi aici. Voi alegeți. Aștept răspunsurile voastre pe e-mail până mâine la ora 11. Succes, dragii mei! Premiul este anunțat aici în fiecare zi de luni, așadar urmăriți-ne și câștigați alături de noi. De fapt, anunțul, numele câștigătorului este pe Facebook-ul nostru, acolo îl veți găsi în fiecare zi de luni. Eu îți mulțumesc tare mult, Stelian, pentru această căldură a povestirii tale și nu pot să nu mă întreb, în final, unde încape atâta dragoste de viață și de oameni într-un suflet care a și pătimit atâtea. Cum e sufletul tău? Vreau să mă bucur de viață, să o prețuiesc. Mi-am propus să o trăiesc cu demnitate. Iubesc viața enorm de mult. Poate de acolo. Așadar, a trăi frumos e o decizie? Da.
Atunci când un om castelian apare în calea voastră, veți ști că e mai mult decât o întâlnire întâmplătoare a vieții. Veți ști că e șansa voastră de a învăța o lecție și de a construi asemenea lui sau alături de el. Vă îndemn să prețuiți oamenii cu acea deschidere rară către voluntariatul pe termen lung. N-aș greși dacă aș spune pe viață, făcut cu convingere, nu-i așa, Stelian? Exact. În cazul tău. Ce înseamnă pentru tine cuvintele acestea? Nu există, nu se poate. Mi-ar fi plăcut foarte mult să le am în minte acum mulți ani de zile. Cred din toate numai că aș fi ajuns poate mult mai departe. Este un îndemn puternic a faptului că chiar nu există, nu se poate, dacă vrei ceva cu adevărat. Dacă vrei să realizezi ceva, nu există, nu se poate. Tu ești dovada vie. Exact. Și alții ca mine. Ce oameni ai alături? Formați o echipă și vă propuneți să mergeți la pasul următor, să faceți o asociație care să facă binele nu doar punctual, pas cu pas, ci la un alt nivel. Ce oameni ai în jurul tău? Sunt tineri ca și tine? Sunt trecuți prin greu? Cum se adună voluntarii și își dau mâna? Suntem prieteni, înainte de toate. Ce vă leagă? Dorința de a schimba lumea în care trăim, să o facem mai bună. Dorința de a veni în sprijinul copiilor săraci, familiilor sărace. Provenim din medii diferite de activitate, dar ne dorim foarte mult... Dar vă completați, exact, probabil, exact, tocmai de aceea. Exact, da? Exact. Avem cunoștințe, diferite relații și atunci fiecare apelează la cunoștințele pe care și le-a făcut de-a lungul timpului, iar prin ei îi atragem către noi pentru a ne fi alături în misiunea noastră de a face lumea mai bună. Ce loc are credința în viața voastră împreună? Eu cred că altfel nu eram împreună, nu eram o echipă. Dacă nu credeam unul în celălalt, nu eram astăzi o echipă. Și ne mândrim cu faptul că suntem o echipă, că lucrăm foarte bine, comunicăm foarte bine. Și totul din suflet și fără, exact, o remunerație. Fără absolut nimic. Timpul nostru este pus la dispoziția, de exemplu, a familiei. Distanța, care este destul de mare... Și puterea, da, voastră de a-i convinge și pe alții, exact, să se ne fie alături. Exact. Îți doresc sănătate, că e mai bună, mulțumesc, decât toate, iar vouă, oameni dragi, generozitatea de a vă dărui măcar din când în când celorlalți, așa cum cu atâta firesc o face Stelian. Vă aștept aici mâine, de astă dată, alături de o femeie cu un destin rar întâlnit, pe care l-a schimbat cu îndrăzneală și l-a croit din nou cu mâinile ei. Puterea schimbării e în fiecare dintre noi. Pe curând, dragii mei. Nu există, nu se poate.